cred că sunt prea modestă, așa mi s-a spus. Poate sunt un pic prea rezervată, dar totodată cred că sunt curajoasă. Din universul meu nu lipsește arta, nu are cum să lipsească. Estetica este foarte importantă, culoarea mă definește. Obișnuiesc să lucrez înainte și să vorbesc după. Foarte mult îmi doresc să fac un spectacol teatru-dans care să cuprinde body painting. Bună, sunt Gabriela Strugaru Popa, sunt make-up artist și artist vizual și vă invit să mă cunoașteți mai bine. Când eram copil, eram foarte timidă. Da, și iubeam natura, îmi plăceau foarte mult animalele, încă le iubesc și mă bucur de ele. Și nu prea relaționam foarte bine cu lumea, eram destul de retrasă și cumva canalizată în desen și în lumea mea, probabil. Cred că gimnaziu a fost începutul cumva, când o învățătoare a sesizat plăcerea mea pentru a desena și m-a direcționat către liceul de arte plastice. A fost plăcut, mi-a plăcut perioada liceului. Plăcându-mi foarte mult desenul, pentru mine era foarte bine că aveam multe ore de desen, culoare și descopeream lucruri diverse pe care altfel n-aș fi putut să le învăț și nu aș fi știut cum. Și m-a bucurat faptul că am putut să merg în zona de desen și pictură. Au fost mai mulți profesori buni cu care am relaționat și m-am bucurat de prezența lor și de îndrumare. Chiar când am terminat liceul, profesoara mea, doamna Elena Dorian, de specialitate, mi-a zis că îmi ratez cariera pentru că am vrut să dau la o altă facultate decât cea de arte plastice, pentru că cum am făcut și liceul de arte, lumea, aveam senzația că nu mai am serios și când auzeau că sunt la arte, cumva credeam că, na, ok, și nu fac nimic altceva decât desenez și deci, și am zis că, ok, acum fac ceva mai serios și am ales medicina și am dat la medicină. Am făcut aproape 3 ani de medicină, dar nu m-am regăsit foarte bine. Adică cumva credeam că oricum și dacă termin medicina o să revin la partea artistică și credeam eu că doctor pot să fii și pictor. Doctor, pictor în timpul liber, cumva nu vedeam desprinsă partea asta de mine. Credeam că o să o fac în continuare, dar pe parcurs am hotărât să revin totuși cu toate cele în zona artistică. Ce m-a determinat să schimb și să revin la partea de arte a fost de fapt mai mulți factori. Cumva nu mai eram dispusă să trec cu vederea anumite aspecte care nu erau în concordanță cu gândirea mea. Pur și simplu, niciodată nu am făcut niciun fel de compromis și am zis că gata, punct, până aici. Am văzut despre ce e vorba și trecem mai departe, că oricum nu e despre mine și nu pot continua în mediul acesta. Am decis să fac design vestimentar pentru că îmi plăcea foarte mult din liceu, îmi plăcea și designul, îmi place și fotografia, îmi place și pictura, adică sunt foarte multe zone artistice conexe și toate mă pasionează. Nu pot să le faci chiar pe toate că nu-ți permite timpul, dar am vrut să văd și partea asta de design, cum să descoper mai mult din ea față de ce știam din liceu, când de fapt am studiat doar pictura și trecusem pe la atelierele colegilor de design și mai vedeam câte una alta. Experiența facultății, acelor 3 ani de facultate, când am făcut 3 ani de facultate, nu pot să zic că mi-a adus foarte multe plusuri sau am fost ușor dezamăgită pentru că în zona de design poți crea mult mai multe lucruri și poți face mult mai multe față de ce am avut eu ocazia. Acum, sigur că profesorii sunt diversi și în funcție de șansa pe care o ai să ajungi la o clasă sau alta, lucrurile pot sta diferit pentru fiecare și fiecare are un alt parcurs și poate că și faptul că eu am lucrat în timpul facultății poate influențat în vreun fel treaba asta.
dar n-aș putea să zic că sunt foarte încântată de partea de studii din facultate. Aș fi vrut să descoper mai multe lucruri pe care poate le descoper acum și cred că trebuia deja să le știu sau așa consider. Am lucrat din timpul facultății, am avut mai multe joburi. Am avut un job de pictor la o firmă de mobilă, unde făceam tot felul de decorațiuni pe mobilier și mi-a plăcut foarte mult. Pe urmă am intrat într-o zonă de beauty, am lucrat pentru o firmă de cosmetice de lux și acolo am descoperit machiajul și frumusețea asta. A fost un prilej de a interacționa cu branduri pe care altfel n-aș fi putut să le accesez, pentru că student fiind nu exista varianta asta, și o experiență foarte frumoasă care mi-a deschis anumite orizonturi. De acolo a pornit iubirea pentru machiaj și acolo am descoperit că pot să fac machiaj, pentru că interacționam cu cliente diverse cărora trebuia să le aplic anumite produse și să le ajut să testeze, și vedeam feedback-ul din partea lor, erau încântate de rezultat. Eu n-am avut nicio pregătire în sensul ăsta decât cea de pictor și cumva vedeam că ele sunt plăcut surprinse de ce primesc ca serviciu și veneau cu recomandări și atunci am zis că cred că aș putea să studiez machiajul și să văd ce pot face de acolo. La Teatrul Național din Timișoara am ajuns așa cum am ajuns peste tot, deschizând uși cumva. N-am cunoscut pe nimeni și nu m-a recomandat nimeni. A fost un gând trecând prin fața operei și am zis că aici cred că ar fi frumos să lucrez. Și am găsit o cunoștință care cumva a avut un contact pe care l-am accesat și mi-am depus CV-ul și un portofoliu, după care am fost sunată și din momentul acela a început colaborarea cu Teatrul Național din Timișoara, deci am intrat în echipa lor. 12 ani la teatru au fost foarte interesanți, neașteptați și în general nu am așteptări. Cumva cred că mi-e bine așa să nu aștept lucruri ca să nu am dezamăgiri. Și nu mă așteptam să treacă atâta timp și să fiu încă în Teatru Național. Scopul meu cumva era să câștig experiență în machiajul de teatru. Și de fapt a fost mai mult de atât. S-a întâmplat să fie o poveste care încă continuă și se dezvoltă și crește. Au fost multe spectacole, nu mai le știu numărul adevărat, în acești 12 ani. Sunt câteva care erau cumva mai ofertante din punct de vedere al machiajului pentru mine. Mie îmi place machiajul și prefer să am de lucru și să fac lucruri spectaculoase, dar asta depinde foarte mult de natura spectacolului, de regizor, de scenograf, și cam astea sunt elementele care contează și dau direcție unui spectacol. Și câteva în care, să zic, am avut ceva mai mult de spus au fost poate Viața e vis, a lui Mănuțiu, în care cumva personajele, care cu siguranță vă sar în ochi prin machiaj, au fost propuse de mine ca și aspect. N-aș putea să zic că mi-aparțin, nu știu, ideile, pentru că depinde cumva de ideea pe care o are scenograful și regizorul, și eu ca și make-up artist vin în completarea lor, și atunci în momentul în care poate cineva e în pană de idei și nu știe exact în ce direcție să meargă, dându-mi câteva elemente de care aș putea să mă leg, pot să vin cu diferite propuneri și atunci lucrurile se pot concretiza sau nu, în sensul acela. Se fac probe și se verifică cum se vede în lumină, ce se întâmplă, dacă trebuie mai mult, mai puțin, dacă schimbăm, dacă lăsăm și așa mai departe. Deci cumva parcursul diferă de la un spectacol la altul și inclusiv partea, aportul meu e mai mic sau mai mare în creație.
Machiajul de teatru, într-adevăr, are specificul lui și poate fi foarte variat, de la un machiaj foarte natural, când publicul este foarte aproape, cum este sala studio, Studio Uțu, pe care Teatrul Național o are, când publicul poate să fie la jumătate de metru sau chiar un metru distanță și vede foarte bine detaliile de machiaj și nu numai, atunci machiajul este mult mai natural. Sigur că se ține cont de faptul că el poate fi și filmat sau lumina care este în sală sau reflectoarele diferite care au anumite influențe și trebuie să ții cont de toate aspectele acestea, de mișcarea pe care o depune actorul, de faptul că rezistența lui trebuie să fie într-un anumit fel sau altul și sigur ce mai contează este și timpul pe care l-ai alocat să faci aceste machiaje și dacă ai o distribuție mare sau mică, dacă ai un personaj, sigur că lucrurile sunt legere, dar dacă ai 20, 25 sau chiar mai mult, atunci lucrurile stau diferit. Deci, cum spuneam, de la machiajul natural pot fi alte variații de machiaj, machiaj de îmbătrânire, în care personajul poate fi un foarte tânăr actorul și trebuie să joace un personaj de, nu știu, 50, 70 de ani și atunci clar că îmbătrânirile, gradul de îmbătrânire este diferit și metodele sunt diferite. Putem să avem intervenții de pictură pe corp sau face painting diverse. Sigur că în teatru nu putem face un machiaj așa cum își doresc make-up artiștii, să fie totul perfect. Asta se întâmplă de regulă la ședințele foto, când ai timp necesar și când lucrurile stau un pic diferit. La teatru cumva trebuie să scoți multe din etapele normale din machiaj și trebuie să știi exact care etape le poți scoate pentru ca machiajul să arate bine la final, să actorul să se simtă bine, să nu fie o discrepanță foarte mare și să nu se regăsească în nimic, pentru că contează starea actorului pe scenă și sigur că machiajul trebuie să-l ajute în sensul ăsta, nu să-l încurce. Importanța mea cu totul. Da, aici e un pic mai mult, pentru că practic l-am construit cu totul, de la costum, adică aici e mult mai complexă treaba. Când lucrez doar pe partea de machiaj, atunci nu pot să zic că mi-aparține personajul, ci merg în ideea regizorală și scenografică, trebuie să fiu acolo și să ajut. Dar dacă vorbim de Hortans, da, din Zorba Grecu, unde am făcut și costumele. Acolo am construit și cu mare plăcere, da, am lucrat pentru acest spectacol. Trecerea spre costum cumva a venit firesc. Eu făcând lucrul ăsta deja în proiectele personale, dar mi-am dat seama până la un moment dat, când am văzut că de fapt eu fac mai mult decât machiajul, pentru că de regulă la proiectele pe care le aveam de machiaj îl duceam mai departe și aveam accesorii diverse și îl puneam în anumite decoruri și foloseam anumită recuzită și elemente de costum. Și apoi mi-am dat seama că aș putea să fac asta mai bine și mai mult și cam așa s-a întâmplat. Gândindu-mă că pot să fac lucrul ăsta, am făcut și o propunere care, spre surprinderea mea, a fost și acceptată și am avut prilejul să încep și să lucrez pe costum și mă bucur foarte mult că pot să fac asta. Proiectele personale au fost destul de multe în timpul acesta, sigur, și făcând cu pasiune, cumva mi-am atras destul de multe și mi-a plăcut tot timpul să lucrez. Adică pentru mine nu e o problemă dacă am de lucru, problema e să nu stau degeaba, că aia nu pot să zic că e un prilejiu de bucurie. Am avut nenumărate proiecte. Pot să zic că o reușită este și faptul că am deschis o școală care este acreditată și pot să mi-aduc aportul în zona asta cumva educațională și cred că e de ajutor și necesar să fie oameni diverși în zona aceasta, că cumva
având legături multe, știu exact ce se întâmplă în industrie și cred că mai e nevoie de puțină educație și să se cizeleze puțin lumea. Și ce mi se pare că, unde mi se pare că lipsește cu desăvârșire este în zona liceului, când copiii se creează, se formează și machiajul este un atu al femeii și este bine să-l folosească, dar cred că trebuie puțin cumva să există o influență bună în zona asta și copiii să primească câteva informații corecte pe care să le poată folosi așa cum trebuie și să nu se ducă în extremă cealaltă și în loc să își arate prospețimea și frumusețea, fetele de regulă și o astupă sau eu știu, își atrag atenția într-un mod negativ în zona machiajului și cred că nu prea este de ajutor, dar n-am sesizat o intervenție din partea cuiva care să îi ajute în sensul ăsta. Și m-a bucurat când am observat că din clientele mele sunt care își aduc fete foarte tinere ca să învețe din machiajul de beauty și să nu facă greșeli pe care poate le-au făcut ei sau le văd la alții și asta este foarte bine. Și mă bucur că am influența asta și pot să cât de cât să ajut. Eu am descoperit pe parcurs importanța lui și în teatru. N-am știut, când eram la facultate, de exemplu, nu știam că machiajul poate fi atât de complex și că ai putea să faci atâtea lucruri sau atâtea meserii legate de machiaj, să poți să lucrezi în zona de efecte speciale, să lucrezi în film, să faci foarte multe lucruri. Eu n-am știut despre scenografie. Nu există, nu se studiază la arte plastice partea asta de costum, de teatru, ceea ce mi se pare că e o lipsă și ar trebui să existe așa un studiu. Eu descoper acum, studiind scenografia, că lucrurile sunt foarte complexe și ar putea să existe mai multe informații în zona asta și ca copii, pentru că sunt foarte mulți copii care nu știu pe ce drum să o apuce și le-ar fi de ajutor informațiile astea și ar putea să-și aleagă mai multe meserii, mai multe zone care au legătură cu partea artistică, adică am foarte mulți colegi foarte talentați care n-au făcut mare lucru cu talentul lor, deși au lucrat foarte bine în facultate și au fost foarte bine văzuți de profesori, au ajuns să facă meserii care nu sunt potrivite și bune pentru ei. Am gândit că aș putea să merg mai departe și să studiez scenografia. Aveam un mic regret vis-a-vis de aspectul acesta că nu există posibilitatea în Timișoara să studiez scenografia, ci doar la București. Și atunci, acum fiind în postura în care am și o familie și un copil, cumva nu-mi permite timpul să accesez facultate în alt oraș la zi ca să pot să studiez și am rămas cu un regret vis-a-vis de partea scenografică, că n-am posibilitatea asta în momentul acesta al vieții, după care am înflorit în mintea mea ideea că aș putea totuși să fac un master și cumva pandemia a adus și lucruri bune, mie cel puțin mi-a adus și lucruri bune și asta este unul dintre ele, faptul că am putut să accesez facultatea și să studiez online în primă fază, sigur că a fost un studiu hibrid cumva și online și fizic atâta cât s-a putut ca lucrurile să meargă bine și în momentul acesta studiez scenografie, artă scenografică la UNEATC în București. De curând, zilele trecute chiar, am avut vernisajul primei mele expoziții de pictură, de fapt pictură și nu numai, pentru că totul a plecat de la machiaj, surprinzător. De la schițele de machiaj pe care le făceam pentru proiecte personale, cumva de acolo a pornit totul și mi-am dorit să fac o expoziție, doar că doar schițele de machiaj în sine cumva mi se părea puțin pentru o expoziție și atunci m-am gândit să aduc ceva mai mult și să aleg o temă care să fie legată de machiaj și să pot să
creez o expoziție mult mai complexă. Și atunci am creat o serie de tablouri, de portrete, care au ca temă femeia și frumosul, culoarea, și toate sunt inspirate din fizionomia feminină, și pe lângă inspirația aceasta este și inspirația venită din natură. Primăvara de obicei îmi dă un vibe așa foarte bun și mă impulsionează cumva în creație, și lucrările sunt într-o zonă cumva mai decorativă și poate puțin glamuroasă, cumva specifică machiajului. Poate că nu înțelege toată lumea când se uită, și unii mă întreabă că doar asta pictez, dar nu, asta este tema și m-am focusat pe ea și am vrut să-l duc și mai departe și să nu fie un simplu vernisaj, cum știu mulți că unele sunt ușor plictisitoare poate pentru cei din jur, și atunci am creat câteva personaje cumva inspirate din lucrările pe care le făcusem anterior, din lucrările de pictură, și le-am adus în vernisajul acesta cumva să relaționeze și să interacționeze cu cei prezenți. Tot timpul am avut în gând ideea că un machiaj reușit este acela pe care nu este observat de fapt, ci în momentul în care cineva observă o persoană și spune: vai ce frumoasă ești, atunci este un compliment într-adevăr pentru mine ca make-up artist. Nu vreau să zic că cineva: vai ce machiaj frumos ai, neapărat, pentru că cred că atunci este o reușită grozavă, când nu se observă machiajul de pe fața omului. Și am regăsit ulterior într-o carte exact acest lucru, doar că era în engleză, și m-am bucurat să văd că mai sunt și alții care gândesc ca și mine, că un machiaj reușit este acela pe care nu-l observi de fapt și vezi doar frumusețea omului. Un proiect care mi-a plăcut foarte mult a fost cel în care am făcut câteva traininguri specifice pentru machiajul de business. Un alt aspect care consider că este important, aspectul persoanelor care relaționează cu alte persoane din zona de business, cred că ar trebui să aibă o imagine mult mai așezată și mai corectă, și m-am bucurat să fiu cumva atrasă în zona asta și să pot să ofer informațiile pe care le am persoanelor care chiar aveau nevoie să arate, să aibă un aspect smart și foarte așezat. Obișnuiesc să lucrez înainte și să vorbesc după. Nu prea îmi place să vorbesc fără să se vadă ceva în urma muncii mele sau să rămână doar vorba. Și am câteva proiecte în cap, dar nu sunt chiar în perioada imediat următoare, pentru că trebuie să-mi finalizez studiile și am și familia de care trebuie să mă ocup și ok, și n-aș vrea să mă acapareze munca chiar tot timpul, dar foarte mult îmi doresc să fac, poate, nu știu, un spectacol, teatru, dans, care să cuprinde body painting. Asta e ceva la care m-am gândit de mult și cumva la un moment dat o să se concretizeze, nu știu cum și când, dar așa cum am gândit foarte mult partea de expoziție, care era un gând de prin 2013, cam atunci a început totul, cândva cred eu că o să ajung să fac și acest proiect.